Yes! To see this for the very first time. Yes! Oh my god. Yes! It's like $50,000. Oh my. Vă salut înapoi pe canalul meu de YouTube. A venit și momentul să ne întoarcem acasă, în România, în Europa, pentru că aici vine vara. Asta e primul motiv și motivul principal. Și vara, aici e foarte, foarte cald și umed. Și dacă ai opțiunea, nu că nu vrei să fii, dar dacă ai opțiunea să te întorci acasă unde e frumos, cald, bine și unde până la urmă e acasă, știi, acasă e acasă, aici nu e acasă, cel puțin nu încă. Și a venit momentul să ne întoarcem și din cauza asta trebuie să trimit înapoi acasă anumite lucruri pe care le-am primit aici, cu care am lucrat și mi-am făcut treaba. Și sunt în drum spre MPI, serviciul unde mi-am montat prima oară roțile, ca să trimit două seturi de jante înapoi acasă și încă câteva chestii. Pentru asta trebuie să le transport, să le duc acolo. Unu, o jantă o am în spate, trei le am în Lexusul din spate, prietenul meu Mihail din Austria, a venit în vizită la mine. Și mai am încă un set acolo pe care o să le împachetez frumos acum, le lăsăm acolo și o să le colectăm cu DHL-ul să le trimitem înapoi acasă, pentru că am nevoie acolo, un set este deja vândut, celălalt trebuie să îl revopsesc pentru că a fost un pic zgria la transport când am adus mașina încoace și să montez încă ceva la mașină, pentru că am primit de la IND și Eventuri un cadou și în acest moment aș vrea să le mulțumesc amândurora, deci și IND și Eventuri pentru cadoul pe care mi l-au făcut. O să vă spun imediat despre ce este vorba, este ceva de o calitate incredibil de bună și aici sunt foarte selectiv când este vorba de piese la mașină să fie și de o anumită calitate și ei chiar fac asta pentru că nu le produc undeva în China, cum fac foarte mulți, ei le produc în UK, deci în Marea Britanie și au calitatea lor, cea pe care o știți și voi, dacă ați avut vreodată treabă cu Eventuri, care este una excelentă. Și asta o să fac eu, astăzi o să mă pregătesc de plecare, am să trimit jantele acasă, montez cadoul pe care vi-l arăt imediat. Aș vrea să vă iau din nou cu mine astăzi, să vedeți că doar nu stau degeaba și nu doar mă plimb și nu am venit în concediu sau în vacanță și am venit să muncesc, să fac treabă și să îmi dezvolt afacerea în America, ceea ce a fost de un mare succes. Am reușit până acum cam tot ce mi-am propus, vă și pot spune ce. Am niște revânzători foarte solizi, o companie foarte, foarte, foarte veche, bună și de renume care vrea să stocheze produsele Z Performance și care mă va ajuta să mă dezvolt în țara asta, care are un potențial enorm, enorm, când este vorba de business. Și nu mă refer doar la jante, mă refer la orice business. Dacă ești pregătit să muncești, ești o persoană onestă, cu inima deschisă, cu zâmbetul pe buze și punctuală și vrei să evoluezi, clar asta este țara unde trebuie să vii să-ți faci treaba, pentru că oamenii sunt pe business, sunt pe conexiuni, pe business și nu vor lucruri pe termen scurt. Business înseamnă mereu termen lung, înseamnă mereu o relație pe care ți-o clădești cu anumite persoane și numai așa vor să facă business cu tine dacă tu ești persoana cu care ei vor și o relație interumană, deci vor să interacționeze cu tine, nu doar să facă bani. Pentru că nu este mereu despre bani. În România, cel puțin persoanele care nu au bani, mereu vor crede că este despre bani și de aia nu au, pentru că nu este despre bani, este în primul rând despre cum te înțelegi cu persoanele cu care faci bani. Atunci văd în tine o oportunitate și atunci îți va da șansa ca tu să faci bani cu ei, să câștigi bani cu ei, pentru că să faci bani nu înseamnă să faci doar tu bani, este să faceți împreună. Să faceți împreună și să creșteți împreună. Și asta, dacă ai înțeles-o, vei avea mereu succes. Și succesul nu înseamnă doar financiar, succes în viață. Să fii fericit, să fii împlinit, să arăți bine, să te simți bine și să faci bani, bineînțeles. Asta vreau să vă spun, că nu este vorba mereu despre bani, ci despre pachetul în totalitate. Este un pachet de persoană care tu trebuie să devii ca să ai succes, ca să atragi persoanele de succes care vor să facă bani cu tine. Și asta am făcut noi. Ne-am făcut conexiuni, ne-am conectat cu persoane, am plasat persoane cheie prin anumite seturi de jante care le-am vândut aici la persoane care se vor duce la evenimente, care ne reprezintă, cu care m-am împrietenit și mi-am creat cumva niște... Este ca șahul. Deci dacă tu în business vrei să ai succes, trebuie mai întâi să-ți pui piesele în poziție și când ești pregătit, ataci și dai șahmat. Șahmat înseamnă cash, baby. Despre asta este vorba, să gândești strategic, dacă ai cum, să-ți pui pionii, piesele pe tablă în poziție
și în momentul când ești pregătit, bam, dai lovitura. Haideți că am desfăcut și capota la mașină, am primit și o cheie de la Jack, pentru că cadoul pe care l-am primit de la Aventuri este pentru capotă. Am zis că dacă tot sunt aici și aș putea să fac eu asta, o să o fac, dar mai întâi veniți cu mine să vă arăt ce am primit. L-am pus în mașină, am făcut deja unboxing-ul pentru Instagram, nu am postat încă, dar este o minunăție de carbon care va înlocui bucata de plastic care nu arată cum trebuie și se va potrivi frumos cu restul pieselor de carbon din interiorul mașinii. Aoleu, soare! Am mutat un pic mașina în față pentru că este umbră aici. Pe umbră vine soare și mereu intră soarele în nori și avem probleme să ajustăm aparatul să nu fie prea întunecat și să nu fiu eu ars. Bun, hai să-i dăm drumul. Aici am piesa din carbon. O lăsăm aici și acum o să desfac acest trot bar minunat. Avem primul șurub. Punem aici. Deci am primit și de la Benda, nu știu cum îi spune, cum îi spune în română, știu că este în engleză strut bar, foarte frumos din carbon, este puțin murdar, dar împreună cu lucrurile de la Aventuri și cu strut barul de la Benda, arată absolut senzațional. Îi dă motorului un look foarte mișto, chiar dacă este un pic murdar acum, dar după ce schimb asta, o să mergem să spălăm mașina și o să vă arăt interiorul în toată splendoarea lui cu chestia asta din carbon. Hai să vedem cum o scoatem de aici, pentru că trebuie să fie relativ ușor de scos. Are să vă arăt amândouă una lângă alta. Deci așa arată, așa arată piesa din plastic, așa arată piesa din carbon. Deci e un pic mai mare și să vedem cum acoperă motorul. Că practic el este doar prins în următoarele 4 locuri și trebuie să le nimeresc exact ca să facă click. Având în vedere că n-am mai făcut asta niciodată, nu știu exact unde sunt punctele și unde trebuie prins. Dar cred că o să mă descurc fără probleme dacă fitmentul este perfect la fel ca ăla original din fabrică. Este foarte interesant că nu se poate prinde cum mi-aș dori eu. Este puțin cam ciudat, dar o să dau de cap imediat. Cred că mi-am dat seama care e problema. Trebuie să iau tampoanele de aici și să le schimb. Deci asta este foarte important, că fără ele n-are cum să prindă. Sunt niște chestii din cauciuc care trebuie luate de la piesa originală și pusă la piesa din carbon. Se vede că n-am mai făcut asta niciodată, dar nu e niciodată prea târziu să începi. În general nu prea am făcut lucrurile singur la mașină, dar începem acum. Deci astea trebuie băgate frumos aici. Se potrivește relativ bine, deci fitmentul este cam perfect, până acum cel puțin. Trebuie doar să bagi chestia asta de cauciuc aici, care intră relativ ușor și trebuie ajustat ca să fie exact cum a fost și piesa din fabrică. Mai avem încă una mică care vine aici și pe asta suntem ready to go. Ok, deci aici vedem cele 4 puncte care sunt la locul lor. Ciao. Mai avem încă acest strut bar de la Benda, care vine peste. 4 șurubele mici, așa. Nu mă pricep, dar o să le prind doar așa un pic ca să nu strea prea, să nu fie strânse prea tare. Le pun pe toate 4 și după le strâng. Cred că asta e o idee bună. Habar n-am cum se face, dar intuiția îmi spune că trebuie făcut așa. Face tata să fie bine. Am observat ceva. Că pe capacul nou nu este emblema de la M și presupun că trebuie să luăm pe cea originală de la capac, care se află aici. Pentru asta are niște cleme în interior. Așa, și o să mă duc la Jack înăuntru să-i cer o sculă să pot să o desfac de aici ca să putem să o înlocuim cu piesa nouă de la Aventuri. Și ca să vedeți că nimeni nu e perfect, nici eu, am dat emblema jos, am montat totul frumos și acum trebuie să dau din nou totul jos și să montez emblema, pentru că altfel nu merge, pentru că sunt niște cleme. Avem niște cleme care trebuie desfăcute și numai prin interior pot să le montez, dar poate am noroc și pot să bag mâna pe dedesubt. Uite că nu e chiar așa de grav. Cu toate că, da, teoretic ar fi trebuit să fac asta înainte, cred că dacă o bag aici așa, și am cum să bag mâna prin interior, să le așa. Yes! Mi-am montat și eu prima piesă în M3 și sunt foarte mândru de asta. Acum o să mergem să spălăm mașina și să vă arăt exact cum arată când e foarte curat aici în interior, da? Haideți cu mine, let's go!
cam asta a fost. Trebuie să mă duc să-i spun la revedere lui Jack, pentru că nu o să ne mai vedem. Am decis cu el împreună să las jantele aici, pentru că deja avem o comandă la un set de jante care le aveam aici de la BMW, respectiv la Z-Perforge 26. A zis că a venit un client, a văzut jantele, a comandat un set pe 21 pentru Mercedes ceva mare, CLS, ceva de genul și top! Deci am mai văzut încă un set de forjat în America și doar pentru că am fost aici și doar pentru că am avut setul de la BMW M3 la el în garaj. Mă întorc și plecăm să spălăm mașina. Ne vedem imediat. 16-17 horsepower? That's gonna be fun. It's a street car. Got AC, power steering, radio, whole interior. So you said a black one? You don't know how much power it has? How much power it makes. We're gonna find out probably next week. What did you do on it? Nothing. It's actually a car somebody purchased and then they brought it to us to like maintain it, do some small upgrades. So we want to see first, what does it actually have for power? Before telling them, hey, let's go more, let's keep it there. Because this is insane. It's fast. Only in America. And yeah, that's the 2,600 yeah. horses. GTR that you want to get up to 2,000. We're gonna probably 2,800. Oh my god. The motor is actually, where is the motor? Sitting over there. Oh. So that's the motor of the GTR? Yeah, I'm gonna put this in later this week. And we might do a few other little upgrades to the car. We're just kind of debating whether or not to do them yet or do them before. There's an event in October that we do. Okay. So we might do it before that, or okay. We might do it now and save the time. Because it's always last minute. Yeah, it's always like the clients want everything fast, right? Oh, always. And they change their mind very often. This is a super we did a single turbo on. How much is something like this, just in order to inform clients how much it would cost if they want to do that? So the parts alone on this car was about $40,000. Oh my god. Yeah, but it's got an upgraded transmission, fuel system, okay, turbo not just kit. The engine. Yeah, it's not just the engine. It's got upgraded wheels too in the back with the drag tires. Oh. It puts the power on the ground yes. with this baby. It special. Made like 850 to the tire on a stock engine still. Oh my god, and yes. Now he's gonna have like... No, we're gonna leave it at 850. Oh, okay, 850. He wants to drag race it, so we'll let him have his fun. We just did this inventory piece also. So that's where the airflow Yeah, we're probably in. Gonna make a little pipe to join with the headlights so it looks cleaner. I hope you guys can see this masterpiece over here because the work they put into it is like mental. Crazy. Much respect for you, Jack, Thank and also you. Much respect for your help, like of course, for me anytime. Being here. I'm gonna be back in October. Okay. I'm gonna stay like for five, six months again. Okay. Perfect. And I will redirect all the customers from Miami to you. Appreciate it. If there's anyone like asking for wheels, performance yeah, upgrades, definitely hit you up for that. Jack is the right person. He's like very meticulous when it comes to his work. Thanks. And I appreciate you a lot. Of course. Thank you very much, Jack. Thanks a lot. Anytime. I'm very sorry for that and happy at the same time because I'm looking forward to get back home. To see my family and stuff, you know, and but this is sick. This is just that's a masterpiece. Look at this one here. Oh my god, I'm in love. Let me open it because it's actually okay. Let's open it. It's really cool. Let's open it. It's gonna be worth it. So, it's not a regular factory GTR engine at all. Oh, what an honor to see this for the very first time. Not many people get to see this. Oh, yeah, that's why I appreciate it so much that we're gonna do this now. This is like undressing a nice, beautiful woman that yes. you just met and you're looking forward to touch her, you know? So, the coolest part is the engine block is cut from a chunk of billet aluminum. Oh my god. Similar to your wheels. That's like quality. Yeah, it'll withstand 3,500 horsepower. Put a lot easily. Of power on it. Yes, yeah. That's what I wanted to say. Like 3,500 horsepower because the motor block is made of a special material. Wow. $50,000. Say it one more it's time. Like $50,000. Oh my god. That's a piece of art, actually. That's not an engine. It's hard work. And then when it's all put together, it looks even crazier in the car. I hope when we're going to be back, it's going to be on the car. Back 4 or 5. Yeah, it should. You should actually come with us. We're going to yeah. Tampa. It's like 4 hours away. Yeah, there's I will. A big race event called FL2K. What date exactly, October? It's, I think, October 6th through the 9th. They haven't okay. announced the dates yet. I'm not sure if I'm going to be here, but okay. if I will be here for sure, we're going to see this thing in action. They're all gonna be there. We're gonna take the entire group of cars, all of them. Crazy. We're going hard over there. Yeah, it's got a billet crankshaft, yep. Chevrolet style rods. Yeah, it's pretty crazy. 18 fuel injectors. So we put 6 in the port and then 12 up on the intake manifold. Awesome. What a masterpiece. Okay, we'll do this in English because we're gonna leave those wheels over here. We have one set of ZP Forge 26 in polished copper in 21 for BMW G80, G82 and G87 in stock in Miami in case if somebody wants a set. We have two tires. For sure, Jack is going to be able to get you the second ones for the front wheels. And in case you want a set of wheels right away,
You can get it here at MPI. As well as the set of ZP Forge Mono 1s. It's also here, also 21 inch for M5, M8, M3, M4, M2. So if in case you guys want a set of monoblock forged, you can get them here at Jack's Place MPI. Thank you so much. Hai că mesajantele acolo, mult mai bine așa, le avem de vânzare în America. Și pe lângă faptul că sunt de vânzare în America, în general dacă vinzi un set de jante și oamenii aici îl văd ca o prieten, la fel ca în România, probabil o să mai vindem unul. Și așa mai departe, set cu set, pas cu pas, picătură cu picătură, se umple paharul și buzunarul. Și pe lângă asta m-a și salvat de a le împacheta, pentru că chiar nu mai am chef să mai împachetez jante. Așa am lăsat două seturi frumoase de forjate în America, unde ne putem folosi de ele, mai facem și un bănuț. Și acum mergem să spălăm mașina. Vreau să vă arăt exact cum arată noua piesă de carbon la motor. Mai erau niște chestii pe care vroiam mereu să vi le spun și acum stând în trafic am timp. Și următorul lucru este, după părerea mea, foarte important de știut, pentru că lucrurile pe care le experimentezi tu în momentul de față sunt rezultatele celor acțiuni pe care le-ai făcut în trecut. Deci ce ai făcut tu acum un an, doi, a adus, toate acțiunile tale au adus la rezultatul de astăzi. Deja că ești mizerabil, ai făcut niște lucruri care te-au adus în punctul ăsta. Dacă ai succes, înseamnă că la fel ai muncit foarte mult pentru succesul pe care l-ai și contează ce faci acum, pentru că lucrurile pe care le faci acum sunt responsabile pentru rezultatele pe care le vei avea. Adică, practic, tu, dacă vrei în câțiva ani să ai succes, trebuie să începi acum să lucrezi pentru succesul pe care ți-l dorești să-l ai. Asta înseamnă, tu dacă acum îți creezi un business, roadele vor veni în timp. Ce faci acum, vei fi într-un anumit punct în viitor. De aia și acum ai ce ai, pentru că acum ceva timp ai făcut exact lucrurile corespunzătoare cu rezultatele pe care le ai acum. Deci, dacă tu vrei să schimbi ceva, trebuie să începi acum și să nu te aștepți la rezultate imediate, rezultate pe moment, pentru că rezultatele vin în timp, nu o să-ți vină imediat. Dacă acum tu începi să lucrezi, va dura, ca și la mine, un anumit timp până culegi roadele muncii. Și dacă vrei roade, trebuie să lucrezi pentru muncă, pentru că îți place munca, pentru că vrei să creezi ceva, pentru că vrei să ajungi într-un anumit loc, nu neapărat pentru roade. Deci muncește pentru muncă, nu pentru rezultate. Și atunci vei avea rezultate. Pentru că nu te focusezi pe rezultate, te focusezi pe munca în sine. Pentru că dacă îți place munca, sigur vei avea și un rezultat bun. Dacă îți place ce faci, vei avea un rezultat corespunzător. Că nu o să faci un lucru care îți place să-l faci prost. Dacă faci un lucru care nu îți place să-l faci, probabil o să îl faci pentru că trebuie, nu pentru că vrei, nu pentru că îți place. Lucru care îl faci pentru că trebuie să-l faci, nu o să-l faci niciodată atât de bine ca lucru care îl faci pentru că îți place să-l faci. Și să nu lucrezi pentru roade, pentru rezultate, lucrezi pentru muncă și vei primi. Roadele vin cu munca, nu pentru roade. Deci, ăsta e un punct de vedere foarte important pe care tu trebuie să îl dezvolți, o mentalitate, un mindset pe care trebuie să îl dezvolți ca să devii, într-un anumit moment în viitor, persoana pe care ți-o dorești să fii și să ai ce dorești să ai și să fii apreciat pentru asta. Din punctul meu de vedere, și acolo greșesc și foarte multe persoane, este că trebuie mai întâi să dai ca să primești. La fel ca și munca, trebuie să muncești ca să primești. Majoritatea când se angajează sau când încep ceva zic, mamă, vreau să câștig atâta. Dar te gândi vreodată că mai întâi trebuie să arăți o performanță, că mai întâi trebuie să dai de la tine, să-ți arăți ce poți, să dovedești, să te dovedești pe tine, ca după aia să primești înapoi ce meriți. Nu să ceri și apoi să zici, a, dacă eu primesc atâta, o să dau. Este exact invers. Și asta este un mindset pentru care trebuie să lucrezi. La asta trebuie să lucrezi la tine, să înțelegi chestia asta, că mai întâi trebuie să oferi ca să primești. Indiferent dacă este în relație, indiferent dacă este la muncă, în business sau în orice altă circunstanță a vieții. Oferă și vei primi.